Salut! În acest video voi prezenta noul generator Stagger Digis 2000i. Este, așa cum voi arăta în continuare, un generator cu multe funcționalități necesare în utilizarea practică. Voi începe cu prezentarea setului de livrare, care conține următoarele. Generatorul Stagger Digis 2000i, manual cu instrucțiuni de utilizare, o cheie pentru bujie, o fișă Schuco, o pâlnie pentru ulei și un cablu pentru legarea a două generatoare în paralel. Pe panoul frontal găsim butonul pentru activarea funcției de autoaccelerare, LED-urile indicatoare pentru lipsă ulei, suprasarcină și cel verde care indică funcționarea normală, butonul pentru resetarea la suprasarcină, afișajul multifuncțional, o priză Schuco de 16A cu capac de protecție, conectorii cablurilor pentru legarea în paralel. Această funcție permite utilizarea două generatoare Digis 2000i pentru a dubla puterea furnizată de la 2 la 4 kW. Doi conectori USB tip A pentru încărcarea diverselor dispozitive electronice, conectorii fiind prevăzuți cu capac de protecție din cauciuc. Conectorii pentru ieșirea de 12V cu 8,3A pentru încărcarea acumulatorilor auto sau pentru alți consumatori de 12V și butonul pentru resetarea siguranței termice a ieșirii de 12V. În lateral este butonul pentru pornire și oprire. Acesta are următoarele poziții: oprit, poziția de lucru și poziția de start, când este închisă clapeta de șoc. Imediat după pornirea generatorului, butonul trebuie comutat în poziția de lucru pentru a deschide clapeta de șoc. Demarolul cu sfoară este prevăzut cu elemente metalice care protejează carcasa generatorului. În timpul manevrelor de pornire, din cauza frecărilor, sfoara demarol poate să taie plasticul carcasei. Această protecție funcționează indiferent de poziția din care este acționat demarolul. Capacul rezervorului de combustibil este prevăzut cu o supapă de etanșare. Această supapă închide etanș rezervorul pentru transport, însă trebuie deschis în timpul funcționării pentru a permite aerului să intre în rezervor pe măsură ce se consumă benzina. Combustibilul este returnat în rezervor prin sita de filtrare pentru a reține eventualele impurități. Accesul la bujie se face foarte ușor, generatorul fiind prevăzut cu un capac special, ușor de deschis. Scoatem fișa și putem demonta bujia. Capacul lateral, care permite accesul la componentele interne, se deschide prin simpla desfacere, fără chei, a celor două șuruburi de fixare. Capacul se fixează prin presare și în două bucșe antivibrații din cauciuc. Carcasa are un strat de burete, rezistent la temperatură, cu rol în reducerea zgomotului. Filtrul de aer trebuie verificat și curățat periodic. Capacul acestuia este fixat cu două cleme care permit accesul rapid la elementul filtrant. Periodic, acesta se scoate, se spală cu apă și detergent și se montează la loc. Această teșitură, la 45 de grade, ajută la identificarea rapidă a poziției corecte. Acționarea clapetei de șoc este manuală, închiderea și deschiderea acesteia fiind comandate de butonul multifuncțional cu un cablu din oțel. Fiind un generator cu invertor, acesta permite modificarea turației motorului pentru a reduce consumul de combustibil și nivelul de zgomot. Turația este ajustată în timp real, cu precizie, în funcție de consumul de curent. În aceste imagini se poate observa ajustarea automată a accelerației la modificarea consumului de la 0 la 1 kW, apoi la 2 kW și înapoi până la 0. Acesta este invertorul. Modulul electronic care reconstruiește forma de undă a curentului electric, eliminând aproape complet abaterile de frecvență și tensiune. Sistemul de răcire ghidează eficient aerul către componentele interne, în ordinea sensibilităților la temperatură: invertor, alternator, motor și tobă de eșapament. Această direcționare, într-o structură atât de compactă, este posibilă datorită unei carcase interioare duble, care asigură funcționarea eficientă a sistemului de răcire, izolează termic componentele fierbinți de alte componente interne și contribuie semnificativ la reducerea zgomotului. Acest generator are nevoie de 300 de ml de ulei pentru motoare în 4 timpi la fiecare schimb. Alimentarea și golirea se fac de la bușonul galben cu jauge aflat în partea de jos a motorului. Nu încercați manevre de pornire înainte de a alimenta motorul cu ulei. Generatorul nu este livrat cu ulei în motor. Tipul uleiului este SAE 10W30. Pentru alimentare am folosit pâinia livrată odată cu generatorul, pe care vă recomand să o păstrați pentru schimburile de ulei viitoare. Acum montăm capacul lateral.
Generatorul funcționează cu benzină fără plumb, iar rezervorul are capacitatea de 4,3 litri, ceea ce asigură autonomie de până la 8 ore cu sarcină de 50%. Pentru pornire, deschidem supapa rezervorului. Punem butonul multifuncțional de pornire în poziția pentru start și acționăm demarorul cu sfoară. Imediat după pornire, punem butonul în poziția on, la mijloc, pentru a deschide clapeta de șoc. Nu lăsați generatorul să meargă cu șocul închis. Pentru oprire, punem butonul în poziția off și închidem supapa rezervorului. La prima probă, am ales drept consumator o plită cu inducție cu putere maximă de 2 kW. Am alimentat plita printr-un contor care afișează tensiunea furnizată, amperajul și puterea consumată. Am crescut puterea plitei progresiv pentru a observa cum accelerează automat generatorul în funcție de puterea consumată. În colțul din dreapta sus sunt afișate în timp real tensiunea, amperajul și puterea consumată. La reducerea consumului de curent, generatorul își reduce turația la nivelul necesar. Modificarea turației este modalitatea prin care generatorul Digis 2000 poate să reducă considerabil consumul de combustibil în comparație cu generatoare clasice care au turație fixă de 3000 sau 1500 de rotații pe minut. Aceasta este viteza de reacție a generatorului la creșterea bruscă a consumului de la 4W la 1900W. Iar aceasta este viteza de reacție la reducerea bruscă a consumului. Voi continua cu un test de suprasarcină. Pentru aceasta am ales un consumator cu putere absorbită între 2,6 și 3 kW. Consumul a atins 2,12 kW, iar tensiunea a scăzut la 198 V. Generatorul detectează suprasarcina, indică acest lucru prin aprinderea LED-ului roșu, apoi deconectează automat consumatorul. Pentru reluarea alimentării cu energie se apasă butonul AC Reset. Dacă în cazul tensiunii există o mică variație la mersul în gol, la suprasarcină, frecvența este perfect stabilă, de 50 de Hz, indiferent de nivelul consumului. În cazul consumatorilor care nu depășesc puterea maximă, tensiunea are variații minime la modificarea consumului între 0 și 100%, tensiunea fiind între 229 și 235 V, adică o abatere de aproximativ 2%. În acest test, consumul a fost coborât, în trepte, de la 2 kW la 1 kW și la final la 100 W. Porturile USB furnizează 5 V cu 2,1 și respectiv 1 A și pot să alimenteze diverse dispozitive electronice. Carcasa dublă, sistemul de răcire forțată, toba de eșapament cu dimensiuni mari, dar mai ales capacitatea de a-și modifica turația în funcție de sarcină, contribuie semnificativ la reducerea nivelului de zgomot. Astfel, chiar dacă turația maximă a motorului este de 5 de rotații pe minut, dublă față de generatoarele obișnuite, nivelul de zgomot este mai mic. La aproximativ 1 metru am măsurat sub 70 de decibeli la mersul în gol și mai puțin de 75 de decibeli cu sarcină peste capacitatea generatorului. În acest moment, consumul depășește 2 kW, astfel că generatorul activează protecția la suprasarcină și întrerupe producerea curentului electric. Cu un consumator care nu depășește capacitatea generatorului, nivelul de zgomot se menține sub 75 de decibeli. Măsurătorile nivelului de zgomot sunt orientative și pot fi diferite de cele măsurate cu aparate metrologizate.